Polițistul de frontieră Victor Ciobanu, întâmpinat cu muzică de fanfară pe aeroportul internațional Chișinău de către prieteni, rude și colegii de la sectorul poliție de frontieră aeroportul internațional Chișinău. Luptătorul de stil greco-roman a cucerit medalia de argint la campionatul mondial de la Budapesta. Pe parcursul competiției, sportivul a dat dovadă de tenacitate, voință și caracter, obținând 4 victorii în limitele categoriei de greutate de 60 de kilograme, împotriva lui Eric Torba, Ungaria, Etienne Kinsinger, Germania, Salik William, China și Cristian Firs, Serbia. În ultimul act, Victor Ciobanu a fost învins de rusul Sergei Emelin, clasându-se astfel pe locul 2. Este prima medalie pentru Republica Moldova de la un campionat mondial de seniori la lupte greco-romane în ultimii 20 de ani.